Studioul cinematografic AnimaFilm prezintă Legenda mănăstirii Argeșului, culeasă de Vasile Alexandrii. Măresc domnitor a fost Neagoe, vodă Basarab și mândra soția sa, Despina Doamna. În timpul lui, 1512-1521, țara românească își înfrumusețează chipul cu minunate construcții. Mănăstirea Argeșului este cea mai frumoasă dintre bisericile ridicate în vremea lui Neagoe Basarab, pe care legenda îl numește Negru Vodă. Pe Argeș în jos, pe un mal frumos, Negru Vodă trece, cu tovarăși 10, 9 meșteri mari, calfe și zitari, și manole 10. Iată cum mergea când drum ajungea pe un biet ciobănaș din Fluier Doinaș. Nu cumva ai văzut pe unde ai trecut un zid părăsit și neisprăvit, la loc de îngrindiș la verdea luniș? Ba, Doamne, am văzut pe unde am trecut un zid părăsit și neisprăvit. Iată zidul meu, aici aleg eu loc de mănăstire și de pomenire. Aici să-mi durați mănăstire înaltă, cum n-a mai fost altă. Meșterii grăbea, florile întindea, locul măsura, șanțuri mari săpa. Și mereu lucra, zidul ridica, dar orice lucra, noaptea se surpa. Domnul se mira și apoi îi mustra și amenința să-i puie de vii chiar în temelii. Iar manole sta, nici că mai lucra, ci mi se culca și un vis visa. Știți ce am visat? Orice soțioară, orice sorioară, mâini în zor de zi, întâi să ai vii, pe ea s-o jerfim, în zid s-o zidim. Când, vai, ce zărea, cine că venea? Soțioara lui, floarea câmpului. Dă, Doamne, pe lume, o ploaie cu spume, apele să crească, mândra să-mi oprească. Și cugea deodată, ploaie spumegată, dar oricât cădea, mândra nu oprea. Suflă, Doamne, un vânt, suflă-l pe pământ, brazii să-i despoaie, patinii să-mi doaie, munții să răstoarne, mândra să-mi întoarne. Și sufla un vânt, un vânt pe pământ, patin că-ndoia, însă pe Ana nici că o înturna. Iată că ajungea. Iar manea turba, mândra săruta, în braț o lua, pe scoiul o urca, pe zid o punea. Zidul se suia și o cuprindea, până la costișoare, până la buzișoare, până la ochișori. Manole, Manole, meștere Manole, zidul rău mă strânge, viața mi se stinge. Pe Argeș în jos, pe un mal frumos, Negru Vodă vine ca să se închine la cea mănăstire falnică zidire. Spuneți-mi cu drept de aveți meșterie ca să-mi faceți mie altă mănăstire mult mai luminoasă și mult mai frumoasă. Află că noi știm, oricând să zidim, altă mănăstire pentru pomenire mult mai luminoasă și mult mai frumoasă. Domnul îi asculta și apoi poruncea schelele să strice, iar pe cei zidari să mi părăsească ca să putrezească. Meșterii gândea și ei își făcea aripi spurătoare și în văzduh săria și unde pica, trupul își despica. Ochii se învelia, lumea se întorcea, norii se învârtea și de pe grindiș, de pe acoperiș, mort bietul cădea. Iar unde cădea, ce se mai făcea? O fântână lină, cu apă puțină, cu apă sărată, cu lacrimi udată. Sfârșit, reeditare 1975.